Începând cu luna februarie, au fost deschise centre în care avocați selectați în cadrul proiectului Îmbunătățirea accesului la justiție, o abordare integrată cu accent pe populația de etnie romă și alte categorii vulnerabile. Acordă consultanță juridică directă, gratuită, pentru grupurile vulnerabile cu accent pe populația romă. Cele 7 centre vor funcționa până la sfârșitul lunii aprilie acestui an. Concret, serviciile pe care le vor furniza avocații în mod gratuit în aceste centre persoanelor care fac parte din categoriile considerate vulnerabile vizează acordarea de consultanță juridică, consiliere pe probleme de discriminare și abordarea problemelor privind relația cu instituțiile publice, inclusiv înaintarea cazurilor identificate, sesizarea autorităților și serviciilor publice competente, consiliere privind aspecte de stare civilă, consiliere în litigiile de drept privat, consiliere cu privire la protecția socială. Furnizarea de consultanță juridică va presupune discutarea fiecărui caz în parte după stabilirea apartenenței la categoria persoane vulnerabile a persoanei care solicită aceste servicii, discutarea soluției propuse de avocat și redactarea acesteia, cu indicarea eventual a traseului judiciar, cu indicarea termenelor de soluționare a drepturilor de care poate beneficia persoana vulnerabilă, dar și a modului în care acestea pot fi obținute, precum și obligațiile inerente, redactarea de acțiuni, plângeri penale sau civile, înregistrarea actului redactat la autoritatea competentă, învestirea organului administrativ, jurisdicțional, judiciar. Pentru județul Mureș, avocatul desemnat este Sergiu Trifan.